partidele social-democrate ale județului Constanța omagiază femeile din întreg județul Constanța. Aici ne aflăm într-o locație unde sunt așteptate peste 400 de doamne, domnișoare din județul Constanța, care împreună să petreacă ziua de 8 martie. Bineînțeles că nu ne-am mulțumit doar la această petrecere, unde doar să ne reîntâlnim, ci încă începând din 1 martie ne-am adresat femeilor care se află în căminele de bătrâni, în centrele de persoanele vârstnice, atât din Constanța de pe strada Unirii, cât și de la Poarta Albă, iar astăzi, împreună cu doamnele, am mers la secția maternitate, acolo unde viața vine pe lume, acolo unde oameni specialiști îngrijesc femeia care dă naștere vieții. Fiecare cu ce ați putut, ca să putem să organizăm toate manifestările dintr-un an calendaristic. Nu doar acum, fie sărbătoarea sfântă de Crăciun, de Paște, fie 1 martie, fie, spuneam, deschiderea anului școlar, acolo unde am putut să aducem un strop de bucurie. Mai bogată, mai prosperă, Doamne ajută!